Principii prețioase pentru o căsătorie fără regrete au studiat în jur de 200 de creștini din Moldova și de peste hotare. 5 lecții din cursul biblic inductiv Căsătorie fără regrete au fost predate la festivalul Precept Ministries Moldova 2015 de către Mia și Costel Oblice, directorii misiunii Precept Ministries Eurasia. După hotărârea care au luat-o Vasile și cu liderii din Moldova, noi am răspuns cu bucurie la invitația aceasta de a vorbi din subiectul căsătorie fără regrete. Este un subiect necesar și întotdeauna este nevoie să auzim planul lui Dumnezeu cu privire la căsătorie pentru înviorare, înflăcărarea dragostei și pentru a fi împliniți în căsătoriile noastre. Din nou când mă gândesc la căsătorie, ce binecuvântat m-a binecuvântat Dumnezeu cu o căsătorie și aceasta împreună cu soția mea, 39 de ani împreună, m-a ajutat să înțeleg mai bine legătura între Hristos și biserică, cât de important este pentru mine căsătoria pentru înțelegerea adevărurilor spirituale între Hristos și biserică. Organizat anual, festivalul aduce înviorare lucrării care se face în Moldova, afirmă directorul misiunii Precept Ministries Moldova, Vasile Filat. Pentru acest an au fost alese subiecte actuale pentru viața de familie, instituție care ar fi sub atac tot mai evident la ziua de azi. Organizăm anual acest festival pentru că el aduce foarte mult împrospătare, înviorare lucrării din țara noastră. Mia și Costel Oglice au venit prima dată cu 25 de ani în urmă la noi în Moldova și ne-au făcut cunoștință cu studiul inductiv, dar de atunci în fiecare an totdeauna au investit mult și ei sunt niște învățători deosebiți. Prezența lor, învățătura lor aduce mult înviorare, multă inspirații, lucrării de la noi din țară. Am ales 5 teme din cursul căsătoriei fără regrete, 5 teme foarte actuale, pentru că familia acum este sub atac și familia creștină tot este sub atac. Cu părere de rău au început să devină mai frecvente și divorțurile în biserici, lucru care altădată nici măcar nu se auzea, nu era pomenit. Deși toată lumea visează la o căsătorie fără regrete, la o frumoasă poveste de dragoste, necunoașterea adevărurilor biblice despre căsătorie spulberă aceste așteptări. Mai mult de jumătate din căsătorii se termină în divorț, iar altele au parte de multă dezamăgire, certuri, neînțelegeri. Iată de ce unii din ei au venit să le învețe chiar înaintea nunții lor, pentru a-și asigura o căsătorie fericită, fără regretele pe care le aduce abaterea de la poruncile lui Dumnezeu. Am aflat despre acest festival de pe o rețea de socializare, de pe Facebook. Trăim într-o lume plină de familii destrămate, în care pur și simplu ducem lipsă de familii sănătoase, familii care sunt construite pe cuvântul lui Dumnezeu. Cel mai mult ne-a mișcat tema acestui festival, căsătorie fără regrete. Din toată inima vrem să știm cum putem să avem o căsătorie fără regrete. Și ca fiecare să știm rolul nostru ca soție și ca soț, cum să, după voia lui Dumnezeu, să fim plăcuți și să împlinim poruncile lui. Odihnă și părtășie în cuvântul lui Dumnezeu pentru cuplurile venite la festival. Timp frumos petrecut cu partenerul de viață și copiii. Adevăruri importante învățate, cercetare, decizii de schimbare. Impresii plăcute a lăsat festivalul Precept Ministries Moldova 2015. Just to let you know, I came all the way from United States, from California, where I live, to this festival. And my best lesson is communication, because I'm having personal problems with how to deliver, you know, like communicate better with people. And so I really enjoyed that sermon. And then overall, I'm just really glad to be here. Cursul ăsta m-a ajutat acum să iau niște hotărâri, adică să le iau ca în familie să îmbunătățim relațiile între soții, între copii. Хочу, чтобы Бог помог мне все, что мы изучили, роль жены, роль женщины. Очень хочу также, чтобы это я применяла в жизни. Seminare tematice organizate la cele mai actuale subiecte pentru slujitorii implicați în lucrarea de misiune. Despre lucrarea cu tinerii, copiii și plantare de biserici au avut posibilitatea să învețe participanții la festival. Преподаватели очень интересно рассказывали на практике, как они проводят, но также дали и теоретический материал, что лучше подбирать, как лучше работать с детьми.
Мне очень понравились материалы, которые преподаватели нам продемонстрировали, поскольку они являются очень интересными и подходят для детей. Особенно мне понравилось то, что через эти курсы дети работают именно со Словом Божьим, со Священным Писанием, то есть не какая-либо побочная литература, а именно основываясь на оригинал Слова Божьего. Мărturii de zel mare în lucrare au motivat publicul în fiecare seară la acțiune, dar și să înalțe rugăciuni pentru fiecare punct de misiune unde se desfășoară lucrarea Precept Ministries. La festival au participat și studenții Școlii Internaționale de misiune Precept Ministries Eurasia. Au povestit și ei despre pregătirea primită pentru lucrarea de misiune și rezultatele atinse după primii ani de instruire. Festivalul s-a desfășurat în perioada 27 iulie-1 august în incinta taberei Miorița din Ivancea. Pentru 2016 este anunțată ediția 5-a a festivalului în perioada 25-30 iulie, dedicată iarăși subiectului căsătoriei și familiei. Vor fi studiate lecții biblice despre statornicia căsătoriei, divorț și recăsătorie, administrarea banilor și creșterea copiilor. Pregătire pentru predarea cursului Căsătorie fără regrete va fi oferită în Chișinău din 21 septembrie până la 2 octombrie, la sesiunea consiliere spirituală în cadrul Institutului de Studiu Biblic Inductiv din Moldova, sesiune la care se admit noi studenți la institut.